Victor Ponta este așadar în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiunile pentru că are buba la picior. Așadar recunoaște că a condus țara cu picioarele în acest timp, iar acum nu mai poate? Nu cred că, uite, suntem pe o creștere economică de a speriat omenirea, nu altceva. Dar de ce să-l lași pe Oprea în locul tău, Victore, de ce? Se putea face altfel. O foaie de aia A4 lipită pe ușă la guvern cu mă întorc imediat, băgăm marfă sau inventar. Ori, nu sunați, ies eu din când în când. Orice, dar nu Gabi Oprea. Pe probleme de securitate națională, pe interesul național României, acest proiect de interes național românesc. În momentul când am vorbit de interesul național al României, cine vreți dumneavoastră vorbește de interesul național al României? Sau poate asta e strategia? A, ziceți că eu sunt nașpa? Atunci luați puțin Gabi Oprea de aici ca să vedeți cum e. Ai făcut-o să te răzbuni pe noi, Victore? Vrei să te rugăm să te întorci? Ai, Victore, vino, scapă-ne de Gabi Oprea! A dat o lege ca toți românii să-și vopsească sprâncenele? A băgat izmenele obligatorii, e groaznic pe căldura asta? Victore, ne-am opărit cu toții! Toți oamenii care au fost în spital știu că nu e plăcut. Astă seară, după ce am ieșit, m-am întâlnit cu un prieten turc și la un moment dat m-am trezit vorbind în limba română. Noroc că era Daciana lângă mine care mi-a tras atenția. Deci sunt în regulă, doar că, normal, ca orice om care a stat o săptămână în spital, nu sunt la 100% din forțe. S-au strâns și oboseala, s-a strâns și stresul. Deci v-ați dus acolo cu genunchiul și v-au găsit turcii cu mai multe. Stres, oboseală, vorbiți româna cu turcii. Deci e mult mai grav, genunchiul pare floare la ureche. Dar vă spun eu, tot era mai bine decât Gabi Oprea. Gabi Oprea vorbește limba interes național, dacă vă sună cunoscut. E o limbă de lemn din care nu se înțelege nimic. Ca și cum ai vorbi cu turcii, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. N-am avut un tratament special pe care inevitabil l-aș fi avut în țară. Mie mi-a spus Nicu Bănicen, îmi spune astăzi, că pentru doamna ambasadora Olandei s-a blocat un etaj la spitalul universitar. Bănesc că pentru mine se blocau două etaje la spitalul militar. Ori n-am vrut să se întâmple acest lucru, m-aș fi simțit foarte prost față de toți ceilalți oameni. Acum abia se înțelege mai bine. Deci ați plecat din țară ca să nu blocați țara. V-ați sacrificat, de fapt, nu? Pentru noi, din nou. V-ați dus printre străini doar ca să nu blocați spitalele noastre. Ce om, ce caracter. A mai fost astăzi o teză care a fost prezentată, că după externare alegeți să vă recuperați în Turcia și nu în România, făcând parte dintr-o strategie. Strategia, ca o urmare a acțiunilor DNA împotriva dumneavoastră, strategia de a-i ține un pic la distanță. Dați-mi voie să fiu mai puțin diplomat decât de obicei, sau mă rog, poate mai puțin reținut. Am auzit acești imbecili și aceste imbecilități. Eu m-am prezentat în ziua în care m-a chemat procurorul DNA, m-am prezentat la DNA. În săptămâna următoare am prezentat documente. În toată această perioadă avocatul meu și mâine de altfel are toate documentele medicale. Domnule Ponta, știți care-i problema? Cum să vă zic eu? Nu vă mai putem crede, asta e de fapt. S-a întâmplat aia cu plagiatul, s-a întâmplat cu blestemata de coabitare, s-a întâmplat cu votul din diaspora, s-au întâmplat prea multe și ajungi ca oamenii să nu te mai creadă. Despre asta e vorba, de asta se gândesc oamenii că a fugit de DNA de fapt. Altfel, da, vedem că micșorați din nou TVA-ul, prețul medicamentelor scade și el, în ciuda mafiei medicamentelor, care am înțeles că e foarte agresivă și bine pusă la punct. Pare așa că nu mai știți ce să ne dați ca să vă credem. Dar nu ne mai acuzați, să știți, nu suntem noi de vină. Cum să vă explic, am fost abuzați când eram mici și de-aia suntem așa, nu mai credem în nimeni. De 25 de ani creștem cu niște părinți care ne mint și de mai dau câte una după ceafă. Când vin în țară, vin și la birou, că doar nu o să stau acasă în vârful patului și vin la birou, vin la treabă. Cu siguranță, mai repede de 3 săptămâni, nu pot să merg normal. Asta știu sigur. Deci în această perioadă o să mă hotărăsc și o să decid exact când pot, așa cum o fi, cu cârge, fără cârge, cu ce o fi, să-mi văd de treabă, mă, normal.
Lăsați, domnule Ponta, nu vă grăbiți. Atâta timp cât sunteți într-o țară unde e acces la internet și la Facebook, dăm noi de dumneavoastră. A, și încă ceva. Promiteți-ne și niște scăderi de temperaturi, că să știți, se anunță caniculă în țară. Dar cum vă spuneam, dacă vreți să ne rugăm de dumneavoastră să vă întoarceți mai repede, să știți că ne-am pregătit. Da, am făcut ceva frumos, ia uziți. Răducule, muzica. Hai vino iar în țara noastră mică, de chioveși te rog, nu-ți fie frică. De-o malinta îți dăm să papi halviță, orice doar să ne scapi de neagăbiță. Mai lucrăm noi la ea până vă întoarceți, dar asta e ideea, da? Ați prins-o.